Vegetația bogată de pe marginea drumului dintre Târgu Jiu și Baia de Aramă a fost toaletată de angajații de la drumuri naționale. Șoferii pot circula acum în siguranță pe acest sector de drum fără să se teamă că, în cazul unei furtuni, mașinile vor fi avariate de copaci sau crengi zburate de vânt. În plus, camioanele care traversează această zonă, între Celei și Apa Neagră, nu vor mai agăța crengile copacilor de pe marginea drumului. Angajații SDN Târgu Jiu au intervenit cu un utilat special pentru astfel de operațiuni de întreținere a șoselelor.